Satul Pârlagele este situat la 20 de kilometri de Drobeta Turnu Severin. Cele două rute pe care se poate ajunge aici sunt Malovăz Vâlvănești și Izvorul Bârzii Balotești. Și cum cea din urmă este și cea mai scurtă, sătenii o preferă. Asta chiar și în ciuda celor 6 kilometri de drum foarte greu practicabil. În spatele meu curge liniștit pârâul Neagonea. Pe cât este de mic, pe atât de multe probleme pune locuitorilor din Pârlagele. Închipuiți-vă că pentru a ajunge la Drobeta Turnu Severin, acești oameni trebuie să-l traverseze de numai puțin de 16 ori cu mașinile. În iernile grele, sătenii din Pârlagele rămân izolați de restul lumii, așa că în această primăvară s-au hotărât să se adreseze prefectului Ion Mâțu. Oamenii speră că vor trăi ziua în care să vadă amenajat drumul forestier. Ei s-au gândit și la o soluție, regularizarea albiei pârâului Neagonea. Doar așa, cred sătenii, pe o parte a văii, ar putea fi amenajată calea de acces. Materia primă avem aici, nu ne trebuie nimic. De când ne trebuie un tilar să facem o treabă. Și organizare. Pe partea dreaptă s-ar putea să fie drumul, iar pe partea stângă s-ar putea canaliza această apă. Deci este vorba de o canalizare care, bineînțeles că un specialist poate să-și spună cuvântul. De ce veniți pe aici? Am înțeles că mai există o rută... Da, dar eu am un conac aici, în mijlocul pădurii și nu prea am altă cale de acces. Și practic îmi vine și mult mai aproape în zona aici. Problema nu este chiar atât de simplă pe cât ar părea. Mai întâi trebuie obținute avizele pentru regularizarea apei, apoi proprietarii terenurilor să cedeze o porțiune pentru amenajarea căii de acces. Autoritățile vor lua în calcul două variante pentru rezolvarea situației. Noi aveam deja niște priorități, încercăm să găsim soluții, de asta l-am și invitat pe domnul prefect azi în satul Pârlagele. Eu zic că... Împreună vom reuși să găsim o soluție pentru cetățenii din satul Pârlagele. Nu putem face 16 poduri și podețe, cât ar însemna drumul de la Pârlagele până la Izvorul Bârzii, ca să poată să aibă ieșire spre Izvorul Bârzii și spre Drobeta Turnu Severin. În concluzie, vom găsi o soluție adiacentă. Am înțeles că una dintre ele ar fi prin pădure, unde terenul este al Academiei Române, sau cu apele române printr-un proiect masiv de a aduce bani, să vedem ce putem face tot printr-un proiect adiacent, tot prin pădure pe partea cealaltă, pe partea dreaptă. Autoritățile au promis că discuțiile cu ceilalți factori de răspundere vor demara chiar în zilele următoare. În funcție de rezultatul acestora, cele 250 de familii pot spera ca într-o bună zi să circule pe un drum demn de secolul 21.